Apar pe exechedul, nu? Da, apare doar... Nu știu cum să schimb asta. Cred că... Ia să vezi. Stai puțin să dăm drumul la video în primul rând. Și tu zici să ne ducem în astea trei de aici. Da, dai click pe imaginea ta lângă mine și apar trei punctulețe sus. A, pe imaginea mea? Ia, da. Pe... A, am înțeles. Așa, uh-huh. Pe ecranul tău. Rename. Da. Și gata. Păi deja... scrie deja Simona Podgoreanu, dar cred că e pus background-ul ăsta. Ah, că Simona Podgoreanu scrie. Aha, atunci... A, edit profile picture, bravo. Și hai să-ți dau o poză de la mine. Da. Oricum, poza e bună doar când vrei să-ți închizi video și atunci apare poza. Dacă vrei să închide video, că în rest te vor vedea pe tine. Ia să vezi. Super! Ok? Da, da. Bine! Așa. Good! Păi, we are good to go. O să las astea deschis, dar o să închid... Închidem camerele momentan. Camerele, că da. Vreau exact. Să mai văd că sunt deja și oameni. Și camerele și microfonul o să-l închid, dar te aud dacă mă strigi, da? Aha, ok. Bine că mă văd să mă aranjez și eu. Da, închid, da, zici, da, că și eu. Și... De să am grijă, da. Și în ce lumină stau, cred că nu în asta. Lumina, cred că e mai bine așa. Da, e mai bine așa. Eu mă văd destul good. De întunecat, am un bronz rezistent. Nu, nu te vezi întunecat, te vezi blurry, dar nu știu de ce. Imaginea ta este un pic, a mea e clară, eu mă văd clar, adică nu știu cum mă vezi tu. Aha, te văd clar, da, da. Da, dar imaginea ta este cam... Nu-mi dau seama de ce. Okay. Eu vreau să mai... testez share screen-ul. Bine, mă okay. Retrag, dar sunt aici. Bine, da. Stai, vreau să văd breakout room-ul, dacă mă pot conecta eu. Nu, ia vină, Cătălin, că nu cred că am reactions. Auzi, m-ai făcut co-host sau ceva să pot să... share screen văd că am. Da, ai share screen pentru n-am că... N-am o problemă. Așa, și o să vezi, dacă pun așa, vezi, da? Da. E ok, da? Da, da, da. Good. Bun, păi acum mai trebuie să rezolvăm cu breakout room. Da, să vedem, remote control reaction, da. De ce mai mi apare? Da, și eu nu mi-am deschis prezentarea înainte. Cătălina îmi zice că nu pot să minimiz zoom-ul. Ah, pentru că avem recording. Poți să oprești recording-ul un pic? Că nu trebuie să dăm înregistrare de acum. Ai tu. Păi tu ai pornit-o, da. Nu noi. Ah. Nu știu cine a pornit-o. A pornit-o, am pornit-o eu și cred că era din setări. Numai să nu uit să o închid după. Da, n-am imagine, îmi pare rău. E în regulă, vom sta în timpul discuțiilor cu sau fără cameră, cum preferați. Păi eu nu știu cum să fac, că nu prefer să fiu. De pe prea, telefon câteodată mai sunt mici... Păi nu, eu sunt pe calculator, dar nu m-a întrebat nimeni dacă vreau cu camera. Asta, da, start video, uite aici. Da, setarea inițială e fără, în ideea că poate gata. Nu sunteți pregătiți pentru intrare.
Da, am văzut noi și demnitari care s-au făcut de râs. Da, gata, m-am. Iar în timpul discuțiilor, rugămintea este și o să mai zic probabil încă o dată când începem, să fim majoritatea pe unmute, pe mute, ca să nu existe sonor pe fundal, zgomote care să ne încurce și în momentul în care aveți comentarii, întrebări, vă dați fiecare unmute și spuneți ce e de spus. Am trimis de altfel un mesaj prin care am întrebat dacă dintre voi v-ați gândit deja la întrebări pe acest subiect, ca să vedem și care sunt zonele de interes. Aștept în continuare întrebări. Se poate fuma? Online, da, e permis. Și să știți că vom înregistra ca să avem și înregistrarea acestui curs. Vom mai aștepta cele 2-3 minute până la start, pentru că sunt colegi de curs care solicită acum intrarea și să pot să le dau acces.
Bună, Oana. Bună. Bună. Vreau să mă asigur că avem pe toată lumea care își dorește să intre chiar de la start. Am mai trimis și pe telefon că unii au ceva dificultăți. Da, da, da. Suntem probabil deja obișnuiți cu aceste prime minute de întâlnire online în care trebuie să facem niște mici fine-tuning. Experimentăm zilnic cu copiii la școală acum, așa că suntem obișnuiți. Ah, iată. Exact. Da, scriu. Da. Bună. Bună, bună. Bună, Simona. Bună. Hello. Dan. Am auzit astăzi un banc. Domnule, de ce sunteți așa supărați? Fiți pozitivi, vă rog. Nu știu dacă e o orare bună în contextul actual, nu? Nu știu, mie mi-a plăcut, l-am auzit. Apropo de am auzit un banc, o să vă spun întâlnirea de azi. O să vă invit să începeți întâlnirile cu un banc, prin rotație. Nu mai terminăm, nu mai apuc să vorbesc, Simona. Păi da, eu cam am ce așa încep întâlnirea, dar de regulă chestia asta degenerează întâlnirea și mai ales că eu știu destul de, mă rog, destul de multe bancuri, nu tocmai. De aceea am zis să începem întâlnirea cu un banc și să-l alegem pe cel, cu cel mai potrivit. Bun pentru acea întâlnire, pe cel potrivit. Și când nu fac treaba asta, mi se solicită. Cred că avem pe aproape toată lumea. Probabil vor mai intra și ulterior, o să mai las puțin. Vă zic încă o dată bună ziua și bine ați venit tuturor la acest curs organizat de Școala de Afaceri ASEBUS pe un subiect nou, dar pe care îl trăim zilnic cu toții. Din punct de vedere organizatoric, stăm la alegere cu camera deschisă sau nu, iar sonor ar fi de preferat să fim pe mute, cu excepția momentelor în care dorim să vorbim, să comentăm, să punem întrebări. Vom avea loc de întrebări și pe chat. Întrebările vor putea veni și pe parcurs. Ne dorim o sesiune interactivă în care să și aflăm lucruri de la Simona, să aflăm lucruri și de la participanți, să împărtășim din cele bune, cum să facem să fie lucrurile mai bune. Eu o să... Noi avem o vorbă aici, Bianca, la cursurile de MBA. Spunem că experiența mea este formată dintr-un număr de ani și nu o să vă împărtășesc câți acum, nici dacă așa mă rugați, dar experiența noastră a tuturor pe acest domeniu adunată, cu siguranță face mult mai mulți ani, așa că e important să vă avem și pe voi participanți în această întâlnire. Absolut. O să încep un share screen. Pentru că spuneam că acest curs este organizat de către ASEBUS ca parte din promovarea celor două programe pe care le organizăm.
Și pentru cei care ne cunosc mai puțin sau chiar astăzi ne întâlnesc prima oară, aș vrea să punctez doar câteva aspecte care ne definesc și care definesc programele. Și aș spune că sunt cel puțin trei lucruri pentru care ASEBUS este cunoscut, recomandat în piață. În primul rând, faptul că suntem prima școală de afaceri care a organizat un program Executive MBA, asta începând din 1993. Avem încă de la început parteneriate de lungă durată cu universități americane bine poziționate în acele clasamente care se fac la nivel global și fiind prima școală din piață, avem și avantajul celei mai mari rețele de absolvenți. Ne bucurăm de o comunitate de peste 1500 de absolvenți din diferite industrii, foarte activi, care sunt reuniți și în Asociația Absolvenților, unde se întâmplă lucruri, dar care țin legătura după terminarea programului și pe fiecare serie. Cele două programe pe care le organizăm și voi începe cu cel pentru care suntem cu siguranță mai cunoscuți în piață. Primul dintre ele este programul Executive MBA, cel cu care am luat startul în 1993 și care se adresează managerilor experimentați, manager de departament, director general, project manager, business unit manager, cei care doresc să își accelereze cariera, să-și consolideze cariera, să aibă mai multă versatilitate în piața muncii, în a accesa industrii poate diferite față de cea în care au experiență direct, dat fiind că în program sunt expuși atât interacțiunii cu colegii de clasă, așa cum spunea și Simona la început, de la care vor învăța multe lucruri interesante, cu profesorii și unui număr foarte mare de studii de caz din industrii diferite. Punem accentul pe aplicabilitate, ceea ce ne propunem să arătăm și în această seară. Sigur, vom discuta și câteva concepte în cursuri, dar foarte mult punem accentul pe studii de caz, pe exemple din companiile fiecăruia, pe mici proiecte în care fiecare poate aplica ceea ce află la școală. Partenerul acestui program este Kennesaw State University, care este o universitate aflată în top 50 constant. Anul acesta pe locul 7 în clasamentul făcut de CEO Magazine, o universitate de mare anvergură. Iar programul al doilea pe care îl organizăm Programul al doilea pe care îl organizăm este ceva mai tânăr, este lansat în urmă cu 8 ani. L-am numit Antreprenorial MBA, gândindu-ne la faptul că există din ce în ce mai mulți profesioniști interesați de dezvoltarea gândirii antreprenoriale, deci un antreprenorial mindset. Nu este un program dedicat în exclusivitate antreprenorilor, ci în acest program se înscriu manageri care fie au poziții în care coordonează proiecte complexe, autonome, în care trebuie să aibă inițiativă de tip antreprenorial, fie manageri care sunt interesați de side projects în zona antreprenorială în paralel cu jobul principal sau chiar de o tranziție dinspre management către o companie proprie și, bineînțeles, antreprenori. Programul este organizat începând de anul trecut cu un partener american nou din Kansas, Washburn University, care are o universitate cu un profil antreprenorial.
Și o diferență între cele două programe, în afară de acest profil al participanților și obiectivele lor diferite, ar fi faptul că în programul Antreprenorial MBA avem un focus pe zona aceasta de studii de caz din zona antreprenorială. Și pentru că am amintit chiar de la început ce înseamnă experiența de învățare, pentru că ea este parte din brandul ASEBUS, din modul în care lucrăm, aș vrea să avem o imagine de ansamblu a ce înseamnă parcurgerea unui astfel de program MBA la ASEBUS. Vorbim de lucru în echipe mici, care se schimbă pe durata programului. Faptul că proiectele care se solicită la cursuri sunt de cele mai multe ori proiecte de echipă pe teme din companiile participanților, nu sunt proiecte teoretice, ele au aplicabilitate imediată. Avem simulări de business care sunt niște concursuri pe date simulate, dar cu foarte similare cu ceea ce se întâmplă în viața reală. Practic, într-un mediu safe, fiecare echipă reprezintă o companie, studenții în echipă iau decizii și pot vedea impactul acelor decizii asupra companiei. Avem guest speaker, un concept foarte mult apreciat, practicien pe care îi invităm alături de profesorii, invită alături de ei la curs pentru a susține prin exemple calde de actualitate proiecte, decizii pe care le-au luat în companiile în care lucrează, pentru a răspunde întrebărilor celor din clasă. Aș spune niște mini studii de caz în timp real, în care avantajul principal este că toți participanții au acces la speaker pentru a afla mai multe din spatele deciziei de business din compania respectivă. Și în ultimii 2 ani am adăugat sesiuni de coaching, mare parte din ele chiar cu Simona. Iar în acest an, începând chiar cu studenții care sunt înscriși în program, avem un program de mentorat, care înseamnă mentorat 1-1. Fiecare student va avea acces la un număr de 3-5 mentori cu experiențe diferite, începând cu absolvenții noștri care sunt parte din Asociația Absolvenților. Atât studenții mentii, cât și absolvenții mentori au primit cu foarte mare entuziasm acest proiect, cu atât mai mult în care l-am lansat în mod oportun pentru a răspunde multitudine de întrebări, de situații cu care se confruntă și ne confruntăm toți începând din martie încoace, astfel încât să dublăm conținutul cursurilor cu o abordare foarte personală, pentru că problemele sunt diferite de la persoană la persoană, de la student la student. Iar cu această scurtă prezentare ajungem la experiența de învățare de astăzi, pe care o vom pune în practică cu ajutorul Simonei, pe care v-am prezentat-o pe scurt în invitația pe care am trimis-o. Tot pe scurt spun că Simona este un practician cu bogată experiență în zona resurselor umane. Este profesorul cursului de management al resurselor umane în ambele programe, și în Executive MBA și în Entrepreneurial MBA. Este practician într-o poziție cheie în zona resurselor umane la KPMG și cu experiență în Agricover anterior. Acoperă și a avut experiență în destul de multe industrii, de asemenea implicată în zona de consultanță. Și foarte, foarte iubită de către studenții noștri. Și acestea fiind spuse, o să dau aici un stop acestei prezentări.
și dau cuvântul Simonei. Mulțumesc frumos, Bianca! Am preluat, bine ați venit la acest curs care pare că s-a bucurat de un real, de un real succes. Este, apropo de subiect, unul din subiectele noi introduse în programul de Executive MBA, pentru că, așa cum spunea și Bianca, am adaptat programa ținând cont de provocările momentului, să spunem, sau ale perioadei, pentru că vorbind despre managementul echipelor remote, cred că putem cu toții concluziona că suntem într-o nouă realitate și că nu suntem doar într-o situație temporară în care trebuie să ne adaptăm la un mod de lucru altfel, ci această provocare prin care am trecut cu toții ne-a schimbat practic modul de a lucra pe termen lung. Și atunci a face managementul echipelor virtuale într-un mod profesionist, și o să vedem ce înseamnă acest cuvânt, este din ce în ce mai important, pentru că a devenit un mod de viață în profesia fiecăruia dintre noi. Personal mă confrunt zilnic cu această situație, coordonez o echipă formată din 20 de persoane în mod direct și, desigur, lucrând în domeniul resurselor umane, suntem suport, întreaga echipă, pentru aproape 1000 de colegi, ceea ce înseamnă că este o provocare pentru noi, atât în interacțiunea dintre noi, cât și în relația aceasta de suport, care nu vrem să scadă în niciun fel din punct de vedere al calității. În toată această perioadă, din martie și până acum, munca aceasta virtuală și conducerea echipelor virtuale a trebuit să se realizeze în condițiile în care am trecut și prin pierderea unor membri de familie în cadrul echipei din cauza acestei pandemii. Deci echipa au fost membrii a echipei care au trecut prin niște situații emoționale, să spunem, dificil de gestionat în orice fel de situație și poate mai dificil de gestionat în această situație. Am trecut prin schimbări de KPI, am trecut prin schimbări de indicatori de performanță, am început să ne măsurăm altfel decât o făceam înainte. Știți foarte bine toate aceste, să spunem, elemente prin care a trebuit să trecem fiecare dintre noi. Deci, cumva, acest subiect am fost nevoită să-l gestionez în mod direct și ceea ce o să fac astăzi, bineînțeles cu ajutorul vostru, așa cum vă spuneam la început, pentru că o să vă invit să vorbim și să interacționăm și să facem schimb de experiență. Deci ceea ce o să fac astăzi, o să încerc să aduc pe tapet câteva elemente care mi s-au părut de mare importanță atunci când vorbești despre managementul unei echipe. Și bineînțeles că nu vom Simona, să știi că momentan sunt niște fluctuații. Aspectele legate de un în jur de oră și un sfert. Simona, sunt mici fluctuații da? De net. Da. Să-mi spuneți că sunt baricadată când faci... deci mă conectez de pe telefon, nu mă auziți? Acum te auzim. Dacă va fi o problemă, vedem. Ok. O să te rog să-mi pui. Și mă bucur că se întâmplă asta, fiindcă atunci când vă întâlniți cu echipele virtual, trebuie să fiți pregătiți și de astfel de situații. Așa cum spune să mă conectez și să trec pe altă zonă de internet, dacă îmi veți spune că aici întâmpinăm probleme și nu mă puteți auzi. În mod normal, un astfel de curs sau un astfel de modul, dacă vreți, are niște obiective și are niște indicatori după care ne ghidăm în ce măsură am realizat ceea ce ne-am propus.
Și ne propunem în workshop-ul legat de Virtual Teams să ne uităm la dezvoltarea abilităților de leadership în mediul virtual, cum crește motivația și nivelul de angajament și cum consolidăm echipa în condițiile în care vrem să menținem productivitatea oamenilor, să menținem asumarea responsabilității și pentru asta să înțelegem care ar fi niște instrumente pe care le putem folosi. Cu alte cuvinte, întregul workshop conține aceste 6 aspecte pe care le dezbatem. Eu astăzi nu voi adresa decât câteva dintre ele. Cu ajutorul vostru pot să intru în mai multe sau în cazul în care există acest interes, pot face referire și la alte elemente din cele descrise aici sau în afara acestor subiecte, dacă veți considera că e important să ne uităm și la altceva. Dar astăzi m-am gândit să vorbim despre noul rol al managerului, care sunt provocările și soluțiile, ce se întâmplă cu această ședință și meeting zilnic pe care îl facem cu echipa noastră și dacă poate fi îmbunătățit, și partea de ownership la nivel de angajat. Urmând că dacă sunt interese din partea voastră și în celelalte și pe celelalte subiecte, să le adresăm și aștept întrebări cu mare bucurie. Aș arunca către voi o întrebare. Care sunt dificultățile pe care le întâmpinați în coordonarea echipelor în contextul lucrului de acasă? Pentru a fi sigură că mi-adaptez prezentarea la zone de interes pentru voi. De aceea arunc această întrebare. Care sunt dificultățile? Cine mă ajută? Să încep eu. Salut, Simona. Bună! Pentru mine, cred că cea mai mare provocare este să construiesc încredere, mai ales când lucrez cu o echipă nouă. Nu ne cunoaștem față în față, nu avem cum să construim puntea asta de legătură și atunci trebuie să găsim alternative. Și chiar m-ar interesa cum putem face. Super! Asta. O să ne referim un pic la încredere azi. Și o să o abordez. Valentina, mulțumesc frumos, am notat. Bogdan, vroiai să... Da, mulțumesc, Simona. Pentru noi cea mai mare provocare este să facem onboarding cu noi colegi, pentru că până acum, evident, îi alăturam unui coleg senior și dincolo de trainingul inițial îi spuneam între ghilimele, faci și tu ce face el. Și era foarte simplu. Acum, ce facem? Îl trimitem la colegul senior acasă? Sigur că glumesc, însă avem o reală provocare, mai ales cu membrii noi ai echipei. E clar că întregul proces de onboarding, în acest context, trebuie să fie redesenat. Și acest redesenat trebuie să țină cont de instrumentele, de tehnologia pe care o puteți folosi, însă recomand cu foarte mare căldură ca în cadrul acestui onboarding desenat să fie și momente de interacțiune față în față. Deci da, aș răspunde Bogdan, printre altele, să fie trimis nu la colega acasă, dar colegul să aibă o întâlnire păstrând toate regulile, safe și așa mai departe, să nu ne ferim de interacțiune, pentru că social connection nu poate să dispară, iar în redesenarea onboarding-ului pe care noi l-am făcut în organizația noastră și o să-ți trimit, Bogdan, care sunt, dincolo de onboarding, sunt o serie de aspecte care ar trebui să se modifice în partea de HR și o să-ți trimit un mail pentru a vă asigura că le adresați pe toate. Și onboarding-ul, da, trebuie să fie redesenat, trecut foarte mult în zonă virtuală, dar și cu prezența aceasta și conexiunea socială și mai ales să nu lipsească partea de buddy sau de persoană către care el se poate îndrepta dincolo de managerul direct, da? Buddy-ul trebuie să fie diferit de managerul direct, deci sunt niște condiții de care trebuie să ținem cont și sunt cu atât mai importante în acest context.
Cu siguranță, aș întreba altfel, sunt sigură că v-ați redesenat onboarding-ul. Ce nu merge? Am vrut să-ți arunc o minge la fileu. Sunt sigur că tu o să adresezi o bună parte din întrebările noastre pe care le avem acum și în intermediul prezentării. A fost o schimbare majoră și de la o relație foarte, foarte umană, foarte, foarte umană, în care aveau cei noi asignați un responsabil de integrare, care nu era managerul, la o relație foarte rece și orientată către rezultat. Sigur că noi am redesenat asta, dar în continuare căutăm indicii de a îmbunătăți. Înseamnă că o să răspund peste două slide-uri exact la ce ai întrebat. Mersi, Bogdan. Alte dificultăți? Împărtășesc aceeași provocare a onboarding-ului, care are suplimentar complexitatea onboarding-ului unor colegi în alte țări. Și, spre exemplu, un coleg într-o țară unde el este singurul angajat. Aia a fost provocarea maximă, cum îi face onboarding. De la dificultatea de a-i trimite un laptop în condiții de lockdown, până la efectiv integrare în echipă, este o provocare continuă. Multe lucruri, rolul ăsta buddy-ului e esențial la onboarding, în corporații în general, și foarte mult ține de conexiunea inițială, care se întâmplă în mod obișnuit în prima zi. Buddy-ul îi arată de unde și ia cafeaua. Asta este chestia. E, acum asta nu mai există, că nu îi spui cum să-și facă singur cafeaua. Ce și facem? Nu mai arătăm de unde și ia cafeaua. Super! Da. Hai să vedem. Bun, mulțumesc, Claudia. Am văzut că Elena a ridicat mâna. Da, eu, mulțumesc. Noi cred că am îndemnat două aspecte pe care le-am considerat provocări. Anume, cum facem să menținem în continuare sentimentul de apartenență la grup, apartenență la cultura organizațională, pentru că noi reușeam să facem asta foarte bine prin programe pe care le aveam pentru colegii noștri, programe care însemnau, evident, de multe ori întâlnire și interacțiune fizică. Și a doua provocare legată de creativitate, pentru că noi tot la fel, ori aveam programe, ori ajunsesem la un nivel în care oamenii veneau proactiv cu fel de fel de idei, se implicau în toate, indiferent de rolul pe care l-aveau în organizație, se implicau în proiecte, veneau cu idei într-un mod proactiv. Acum, da, lucrând de acasă, între patru pereți, chiar și în echipele de creație, parcă creativitatea asta vine puțin mai greu și e puțin mai greu să o strânim și noi ca angajator. Noi astea două aspecte mi-am notat. Bun, da. Apartenență și apartenență, încredere, onboarding, ok. Mai avem niște participanți care au ridicat mâna. Bianca, dacă îi poți nomina tu, pentru că nu-i văd. Raluca Oprea. Raluca. Bună, eu am o întrebare oarecum tehnică în următoarea perspectivă. Cum poți monitoriza, deci monitoriza fără să scoți oamenii la raport? În momentul în care ești lângă ei, este o exprimare metaforică un pic, da? Când ești lângă ei și le iei pulsul și vezi, îți dai seama la ce lucrează, vorbești un pic cu ei, este, dacă vrei, un fel de soft monitoring, da? Cum faci așa încât să păstrezi un soft monitoring fără să-i scoți la raport și să-ți dea dări de seamă and so on, da? Ok, oarecum. Cum monitorizez? Cum monitorizez? Știu cum să monitorizez. Cum monitorizez fără să-i fac să fie un fel de dare de seamă? Da? Got it. Da, de acord. Am notat. Da? Perfect. Și mai avem o mână ridicată. Atât avem din ceea ce văd. Cătălina, nu? Nu știu dacă am ridicat-o bine prima oară, că nu utilizez Zoom cu mâna ridicată. Regăsesc și eu în lucrurile spuse de colegii mei, mai ales în zona de onboarding. Ultimul punct pe gestiunea de performanță. Aș adăuga provocarea pe care noi o avem
Pentru gestiunea proiectelor. Eu lucrez în zona de outsourcing pe shared services și aveam și avem proiecte care necesitau învățarea unor lucruri, învățarea unor lucruri și în alte țări. Și obișnuiam să facem mult travel, să mergem în alte entități cu care lucrăm, cu colegi care învățau acolo procesele și veneau înapoi la noi cu documentarea lor și puteau să le livreze de la noi. Deci a fost o provocare și este în continuare transferul ăsta în complet remote. Are legătură și cu zona de onboarding, pentru că până la urmă e tot de învățare este vorba și într-adevăr e complicat să transformi un mod de lucru care înainte consta chiar în shadowing și stat unul lângă altul și învățat de la cineva concret, în a observa, a citi, observa remote și e complex. Super întrebare, pentru că aș extinde-o, Cătălina, în zona de dezvoltare de talente. Ceea ce ne confruntăm noi astăzi într-o foarte mare măsură și vă spun, poate se vede la fel și în organizația voastră, seniorii încep să facă activități de juniori pentru că juniorii nu sunt pregătiți cum trebuie pentru a prelua aceste, să spunem, activități pe care ei ar fi trebuit să le învețe de la seniori. Transferul de knowledge, transferul de know-how se face foarte greu în mediul virtual. De multe ori, seniorii, mergând pe ideea că decât să mă apuc și să explic, mai bine fac. E o discuție pe care o putem extinde și o putem avea, însă ceea ce se întâmplă, inclusiv în zona de performanță, își îngreunează activitățile cu activități care nu ar trebui să stea în zona lor, pentru că cei care ar trebui să le facă nu sunt pregătiți să le preia. Și o să mă refer puțin la acest lucru. În cursul mare, în workshop-ul mare, vorbim despre asta, pentru că este esențial. Noi riscăm să nu ne mai facem pipeline-ul de talente în condițiile acestea și, dincolo de asta, să încărcăm seniori cu activități sau manageri cu activități care sunt non-manageriale, pentru că echipele lor nu mai au același ritm de dezvoltare, astfel încât ei să poată delega și să... Deci este o situație pe care trebuie să o conștientizăm și să vedeți că ritmul de dezvoltare al oamenilor a scăzut în această perioadă dacă nu folosim niște metode bine gândite și puse la punct și ne trezim că în felul acesta scade productivitatea tuturor, și a managerilor, și a seniorilor, a oamenilor cu experiență ridicată și a celor noi veniți, care așa nu pot să preia. Da? Și atunci este într-adevăr, într-un context mai mare, este una din, apropo de ce spuneam lui Bogdan mai devreme, că o să-i trimit o listă de provocări în HR, este una dintre provocările mari și le recunosc. Sper să putem să facem referire la anumite lucruri, însă sunt instrumente specifice și nu știu dacă o să avem timp să intrăm în întâlnirea de acum, dar da, cred că este una dintre problemele mari de dezvoltare a talentelor în organizație. Aș mai adăuga un punct, dacă îmi permiți, Simona, zona de learning. Clar că cu toții aveam înainte un mix, un blended în oferta de training, dar era cel puțin la noi, era o oarecare preferință, să zic așa, spre zona de classroom pentru anumite tipologii de traininguri. Și pentru care nu aveam o ofertă la fel de, să zic, atractivă și cu aceleași rezultate în online. Clar că lucrul ăsta n-a mai putut fi continuat cu Classroom. Capacitatea de adaptare și transformare a trainingurilor în online a fost destul de limitată, s-au făcut pași rapizi în a transfera în online, într-un, să zic online, dar cu n-aș putea să zic că e nici e-learning, nici online, așa un mix. E clar că există
o nevoie în continuare de transformare. Nu știu cum alți colegi și poate dacă și tu poți să vorbești și despre lucrul ăsta în sesiunea de astăzi. M-ar interesa ce ați făcut voi în zona asta de learning. Am citit mult în perioada asta de ce mult timp avem să învățăm online. Mie nu mi se pare că am avut atât de mult timp și câtă, cum să zic, dorință de învățare e pentru mulți în perioada aceasta. Aici, sunt multe resurse online, dar nu toate adaptate. Nu toate sunt de calitate și nu toate, pentru că este ca așa cum se întâmplă și în și înainte să trecem pe mediul acesta virtual de învățare. Nu toți furnizorii erau buni, dar erau foarte mulți furnizori. La fel se întâmplă și aici. Au fost furnizori care s-au adaptat mai repede și folosesc instrumente mai bune și conținut mai bun decât alții, inclusiv pe mediul online. Noi am căutat în mod dedicat programe care se potrivesc în organizație și am început să le adaptăm inclusiv cu o colaborare între furnizori de training intern și extern pentru a le da toate informațiile să adapteze cursul la nevoile noastre organizaționale și am găsit platforme foarte interesante pe care le pot împărtăși cu tine, Cătălina, fără niciun fel de problemă. Deci sunt furnizori și partea bună este că fiecare dintre furnizorii, deci nu sunt toți buni, trebuie aleși cu foarte multă grijă pentru că poți să pierzi foarte mult timp aiurea și bani dacă nu faci ceea ce trebuie, însă se dezvoltă zona aceasta și se vor întâmpla lucrurile așa cum ni le dorim. M-aș opri aici din întrebări pentru că mai avem multe lucruri de parcurs și am înțeles în principiu care sunt provocările. La ceea ce ați spus voi, o să adaug lucruri care poate se vor repeta și sau nu din ceea ce ați spus. Unul dintre lucrurile, dintre provocări este dat de faptul că în zona de remote este mult mai puțină informație decât în zona face-to-face. Cred că suntem toți de acord că ne lipsesc întâlnirile de la cafea, ne lipsesc, dacă vreți, momentele la țigară, ne lipsește faptul, cum spuneai mai devreme, în exemplu pe care l-ai dat, îmi vedeam colegul și înțelegeam după felul în care se mișcă, vorbește, privește, că e ceva în regulă sau e ceva în neregulă. Și da, sunt mult mai puține informații, suntem bombardați cu informații, dar sunt mult mai puține informații organizaționale și sociale în legătură cu grupul în care interacționăm decât era în zona face-to-face. Suntem cumva fiecare dintre noi izolați în am spus eu aici, mental and physical world propriu, da? Deci suntem izolați în propria noastră lume fizică și mentală și de multe ori suntem sau nu conectați cu cei din jur. Poate acest lucru de acasă poate să fie văzut și pe o zonă de incertitudine sau să creeze o zonă de nesiguranță, pentru că oamenii au nevoie de confirmări, iar prezența într-o incintă unde te întâlneai cu managerul, unde vedeai colegii, unde puteai să ai un schimb de informații, își avea rolul ei și această izolare poate să-ți dea un sentiment de amenințare și nesiguranță. Este un pericol, nevăzându-ne, neinteracționând față în față, să facem această, am numit-o nu eu, ci specialiștii o numesc această eroare fundamentală de atribuire și anume apare, această eroare apare atunci când explicația unui anumit comportament este dată de noi sau pusă pe baza tipului de personalitate al omului cu care lucrăm și nu o legăm de situația în care se găsește omul cu care lucrăm. Da? Deci de multe ori spunem așa este leneș, este dezinteresat, este, da? Deci o atribuim într-o zonă de, personalitate și nu ne gândim că poate este într-o zonă în care este distras, are copii mici, nu reușește să se concentreze. Nu, da? Deci nu legăm de zona asta situațională, pentru că nu-i cunoaștem întotdeauna situația și contextul.
se poate întâmpla ca de multe ori să ajungem la colegii noștri doar focusați pe task-uri și poate să ducă la această abordare exclusivă a zonelor de ce avem de făcut, cum monitorizăm performanța, cum aflăm ce faci sau dacă faci bine. De multe ori zona aceasta de remote înseamnă nu numai distanță fizică, dar și distanță virtuală. Faptul că noi suntem și ne conectăm virtual, exact cum spuneai Bogdan, nu înseamnă că aduce căldură, sentiment de interacțiune și sentiment de apartenență. Și poate să fie această zonă virtuală să adâncească și mai mult zona inclusiv de virtual distancing. Poate să crească nevoia de control și micromanagement din partea noastră, nu ne mai vedem echipa în jurul nostru și atunci de unde știm noi ce fac ei? Da? Și de unde, cum ne putem asigura că ceea ce fac, fac bine și o să adresăm sau că fac lucruri și o să adresăm acest aspect. Există tendința când lucrezi cu echipe virtuale să suni când ai urgență sau să stabilești întâlniri când sunt probleme sau urgențe și iarăși creezi un anumit mod de lucru și un anumit sentiment. Poate să creeze pentru mulți oameni un sentiment de izolare și de singurătate. Și nu în ultimul rând, suntem expuși a tot felul de distracții la acasă, pentru că mulți dintre noi avem copii care știm bine că au stat cu noi, n-au putut să se ducă nici la școală, nici la grădiniță și copilor le este greu să-i explici că ești acasă, dar nu ești acasă. Da? Și atunci sunt situații care sunt importante de gestionat. Toate acestea duc la niște pași sau niște elemente pe care aș vrea să le discutăm pentru că stau la baza sau dau elementele esențiale, dacă vreți, de care trebuie să ținem cont în momentul în care facem managementul echipelor virtuale. Și aș spune că se întâmplă următorul lucru. Datorită sau din cauza tuturor acestor provocări pe care voi le simțiți și le-ați spus, cele pe care le-am menționat și eu, practic trebuie să ne asigurăm că se întâmplă 6 lucruri în interacțiunea cu echipele noastre. Și aceste 6 lucruri le-am denumit în felul următor. Primul este acest build a shared context. Și dacă vă interesează, există și un chestionar în spatele acestor 6 acțiuni și putem să vi-l punem la dispoziție pentru a măsura să vedeți unde sunteți în aceste 6 elemente cu care ar trebui să interacționăm în cazul echipelor virtuale. Primul element se referă la acest build a shared context. Ce înseamnă să construim o înțelegere comună, da? Că de fapt la asta se referă build a shared context, să ne asigurăm că în relația cu echipa noastră virtuală, noi suntem în stare să construim o înțelegere comună. Înseamnă că sunt cunoscute regulile jocului de către toată lumea, orice înseamnă aceste reguli ale jocului, poate să însemne care este disponibilitatea ta ca manager, când te poate contacta, care sunt canalele de comunicare prin care vrei să comunicați unii cu alții sau crezi că e util să comunicați unii cu alții, care este un termen de răspuns pe care tu l-aștepți. Gândiți-vă că ni se schimbă programul de lucru, nu mai suntem în varianta în care lucrăm de la 9 la 5, programele în zona de lucru virtual devin flexibile, este vorba de acest flexi-time. Tu s-ar putea să lucrezi foarte bine de la 7 la 3, iar eu să-mi propun să lucrez de la 12 la 8. E o problemă în relația cu tine ca manager? Trebuie să-ți răspund, aștept să-ți răspund pe loc, în cadrul unei zile, ești confortabil cu acest tip de flexi-time pe care îl agreăm împreună sau este un program de la 9 la 5 și vrei să-ți răspund în decurs de. Toate astea
nu trebuie să presupunem că sunt cunoscute de oamenii cu care lucrăm, pentru că remote work-ul duce la flexi-time, duce la schimbarea regulilor sau nu, și trebuie să fim foarte clari în relația cu oamenii noștri. Un alt element la care m-aș referi ar fi această direcție clară pe care noi trebuie să o dăm echipei în fiecare zi. Nu este vorba de planificare anuală. Noi nu mai suntem într-un sistem în care putem să planificăm lucruri pe termen lung. Când spunem zona aceasta de direcție și de delegare, dacă vreți, trebuie să vedem să facem, să fim în stare să dăm și să stabilim priorități în fiecare zi, pentru că strategiile și prioritățile se schimbă repede în această perioadă. Și te poți trezi că sunt oameni care lucrează pe un aspect despre care le-ai vorbit acum 3 zile, când de fapt contextul s-a schimbat și ai nevoie de ei să se concentreze pe altceva. Și trebuie să le spui, lasă asta și apucă-te de altceva. Un lucru pe care poate să fie foarte, să spunem, dificil de înregistrat pentru oameni, pentru că trebuie să aibă în spate un why. Da? De ce schimbăm? Care sunt obiectivele? Care este prioritatea? Pe ce mă concentrez acum? Da? De zona aceasta de priorități clare este foarte importantă. De asemenea, este recomandabil să scrieți. Nu vă bazați că am avut o întâlnire în care noi am stabilit următoarele lucruri. Acea minută a întâlnirii virtuale, chiar dacă suntem în one-on-one, noi ne scriem atunci pe loc. Ok, deci acțiunile pe care trebuie să le facem sunt pac-pac-pac până la data de, răspunde Simona, răspunde Irina. Bun. Întotdeauna întâlnirea noastră ar trebui să fie documentată pentru a ști ce am discutat și ce avem de făcut. Și bineînțeles, această balanță între a fi foarte organizat și totuși a vedea motivația din ochii celuilalt în zona de delegare, pentru că ar fi bine să discutăm cu ei și să vedem care sunt și lucrurile care le face plăcere să facă. Un alt aspect, aș zice, această predictibilitate. Vorbeam de nesiguranța pe care ți-o dă remote work-ul și munca de acasă. Este foarte important ca oamenii să aibă această siguranță și siguranța vine de foarte multe ori sau poate veni și din rutine. Țineți la niște rutine de management pe care oamenii se pot baza. Nu știu, mă întâlnesc cu managerul meu de 2 ori pe zi, la 9 dimineața și la 5, pentru a vedea, sau ne întâlnim la ora 12 odată la 3 zile, sau sunt niște rutine de management pe care vă încurajez să le aveți în relația cu echipa voastră și să vă țineți de ele. Nu amânați, nu anulați, dacă ați stabilit că este întâlnirea cu echipa voastră de 3 ori pe săptămână de la, încercați să nu suprapuneți lucruri, pentru că ei au nevoie de întâlnirile cu voi. Și le dă această siguranță și certitudine de care au nevoie și predictibilitate. Vă sfătuiesc să nu lăsați oamenii să-și consume energia pe lucruri despre care nu știu, în sensul să se consume din cauza că nu știu lucruri. De câte ori aveți o informație care este importantă și utilă pentru ei, transmiteți-o. Aveți grijă să ajungă la ei, pentru că nu mai poate ajunge atât de ușor. Da? De asemenea, un alt element ar fi creșterea aceasta a responsabilității, a asumării, dacă vreți, rolurilor pe care le au. Și aici aș sublinia faptul că lucrul remote, am văzut deja ce provocări are, iar rolul nostru managerial este să pregătim oamenii pentru succes mai degrabă decât pentru zona de insucces. Și asta înseamnă că ar fi bine să vedem pentru ce sunt pregătiți și pentru ce nu sunt pregătiți să preia. Să îi ascultăm înainte să delegăm un task sau înainte să stabilim un obiectiv. Să nu exagerăm cu empowering-ul. Am tot vorbit despre empowerment în toată această perioadă. Fiți siguri că oamenii pot prelua. Apropo de ce vorbeam mai devreme cu Cătălina, au avut posibilitatea să crească, să asimileze, să inclusiv lucruri simple de genul știu să folosească un Teams,
au familiaritatea de a folosi un, nu știu ce instrument folosim acum, virtual, și știu să îl abordeze. Este foarte important să ne asigurăm că ei au confortul și instrumentele să poată să-și facă treaba. Și zona de a crește pozitivitatea, acest growth positivity, există un positivity ratio de 3-1, despre care vorbesc specialiștii, în sensul că pentru a avea o stare de confort, ai nevoie de 3 interacțiuni pozitive sau 3 emoții pozitive la orice emoție negativă, da? Luați-o ca și reper, că ne place să măsurăm multe lucruri. De aceea vorbeam și mai devreme cu unul dintre participanți. Recomandarea este să începeți întotdeauna întâlnirile pozitiv. Chiar, nu știu, prin rotație cineva să spună un banc. Un banc nu 10, dar să spună un banc și să aducem acest zâmbet, să le cerem să stea cu camerele deschise, da? Astfel încât să ne vedem, să nu avem nicio întâlnire în care camerele nu sunt deschise. Sigur, trebuie anunțat din timp, apropo de această predictibilitate, să fie pregătit, să nu fie în pijamale sau în altceva. Și apropo de asta, este bine să insistați ca ei să se îmbrace dimineața, ca și cum ar pleca la serviciu, pentru că îți dau o zonă de energie. Și de asemenea, pentru a păstra zona aceasta pozitivă, amintiți-vă, am scris aici, în timpul și înaintea întâlnirii, pentru a intra într-o stare bună, de ce vă place la echipa voastră? Care sunt lucrurile care vă plac la ei? Ce vă atrage? Pentru ce stimați? Pentru ce prețuiți? Da? Pentru că în felul ăsta, în întâlnire, poți să fii și sincer și specific când te referi la lucruri pozitive. Și ultimul, dar nu în ultimul rând, și mă opresc că am vorbit mai mult decât vroiam, este vorba de a încuraja exprimarea și conectarea. Și aici recomand întâlniri one-on-one sau întâlniri cu echipa, fără niciun scop de business. Periodic. Noi, vinerea trecută, am ieșit împreună la Snagov, toți cei 20 cu măști, păstrând distanțele și așa mai departe, și a fost o întâlnire în care n-am vorbit despre business, am stat 2 ore și am povestit diverse lucruri. Am avut și întâlniri virtuale în care am făcut acest lucru. Nu sunt organizate de firmă, sunt organizate de noi și ne ducem cu mare plăcere. Au fost 2 întâlniri în toată această perioadă de pandemie, cu respectarea tuturor restricțiilor. Și da, trebuie să avem grijă de această conexiune socială. Deci sunt 6 elemente și spuneam că mă opresc aici și le-am împărțit în 2 categorii, componente soft și componente hard. Toate fiind importante să fie folosite. Și ceea ce v-aș invita să facem în acest moment ar fi să-mi spuneți unde sunteți voi bun. Din aceste, nu vreau să vă bag în pol, pentru că nu asta este ideea, dar uitându-vă la cele 2 componente și la toate cele 6 elemente prezentate, unde credeți că excelați și unde credeți că ar fi lucruri de îmbunătățit? Cine riscă o autoevaluare? În primul rând, au sens, hai să vă întreb altfel, au sens aceste elemente? Vi se pare că urmărirea lor, faptul că ne asigurăm că facem toate aceste 6 elemente, pot să ne ducă la un impact bun în interacțiunea cu echipa? Curaj. Cineva a avut curaj pe chat și a spus Mădălina că excelează la componenta soft. Ok, la componenta soft și la grow positively și la encourage. Să știți că eu mi-am făcut acest test și deși predau managementul resurselor umane, inteligență emoțională, tra-la-la-la-la, am fost uimită
să văd că am avut punctajul cel mai mic, nu la grow positivity, apropo de componența soft, dar encourage expression, această încurajare de expresie și de exprimare și conectare, ceea ce n-aș fi bănuit la mine, pentru că sunt o persoană deschisă, interacționez bine cu oamenii, însă am fost uimită să am un punctaj mic acolo. Super, înseamnă că concentrarea cea mai mare ar trebui să fie în zona aceasta de, de hard, pentru că doar soft, vorbim aici despre creșterea productivității echipelor. Creșterea productivității se face prin ambele, prin ambele componente. Ok, altcineva, cine mai are curaj? Eu nu văd ce tu, fiind cu aceste, acestea deschise, dar cine ne mai scrie? Îl văd eu, aștept să avem mărturisiri, autoevaluări. Simona, o să încerc eu. Asta, exact asta am să zic. Bogdan, ia zi-mi, unde stai bine? Mulțumesc, Simona. Cred că stau foarte slab la connection și encourage expression, pentru că sunt foarte to the point. Foarte pozitiv, dar puțin prea pozitiv câteodată, pentru că după pozitivitatea asta vine, dacă apar dezamăgirile la rând, vine imediat negativitatea foarte, foarte abruptă. Super, super remarcă, Bogdan, și aici e foarte important ce ai spus. A fi pozitiv nu înseamnă a fi nerealist. Da. Este foarte important pentru un lider, mai ales la nivelul la care ești tu, dar pentru orice nivel din organizație, este walk the talk. În momentul în care ai spus ceva, a fost verificat, a fost gândit, a fost și trebuie să fie pozitiv, nu exclude realist și realist nu exclude pozitiv. Pentru că am văzut ce înseamnă zona aceasta de pozitivitate, da? Am văzut la ce se referă, erau doar niște exemple aici, de a crea emoții pozitive, de a deschide întâlnirile pozitiv, prin rotație, nu numai tu, de a-ți aduce aminte de ce apreciezi echipa și de a le spune acest lucru, pentru că dacă ai în minte ce-ți place la ei, o faci altfel și într-un alt context. Da, mai ales de la distanță, am simțit că există legătura, există o mare probabilitate să, între ghilimele, să rupă firul, da? Altfel era în față când îl simțeai, știai dacă ai forțat prea mult sau prea puțin, și există o tendință foarte, foarte mare de a crește nivelul de pozitivitate. Nu știu dacă într-un mod pozitiv, nu știu dacă într-un mod care ajută. Delegarea, cred că s-a accentuat, e mult mai clară de la distanță. Rolurile se împart mult mai abrupt. Tu ai asta, tu ai asta, tu ai asta. Mai ales că necesitatea de rezultat, cel puțin la noi, a crescut. Mi-e frică de cuvântul împărțire. Spuneam acolo că ar fi bine să ne uităm și în ochii lor când facem împărțirea și să ne asigurăm că pot prelua. Presupun că faci asta. Ok. Provocarea mare este... Noi ne schimbăm acum, dar lumea întreagă se schimbă de la să-i vedem pe lângă noi și dacă îi vedem ce fac, ne dăm seama ce fac, sau manageri care vor să vadă oamenii la birou ca să, între ghilimele, să-i vadă că muncesc, la o abordare orientată din ce în ce mai mult către rezultat. Rezultat, rezultat. Și atunci, cred că asta e cea mai mare schimbare. Nu mai vedem oamenile, dar le cerem rezultate mai clare și mai specifice. Practic, aceste componente soft devin extrem de importante în lumea virtuală, în managingul echipelor virtuale. Și dacă concentrarea noastră este pe zona aceasta hard, softul poate să ne dea peste cap și oamenii să devină neperformanți, pentru că nu sunt motivați, pentru că nu se simt, și o să vorbim despre asta imediat, despre cum putem să facem aceste lucruri. Este un mare pericol să devenim foarte buni pe hard și să nu mai fim buni pe zona de soft și oamenii părăsesc oameni.
Știm asta, nu părăsesc organizații, oamenii părăsesc oamenii din organizații și atunci a nu uita componenta aceasta soft devine extrem de important. Vorbeam de zona aceasta de delegare și aș mai sta un pic aici, în contextul în care nu dezvoltăm competențele și pentru că e din ce în ce mai greu, există pericolul să facem confuzia în managementul performanței dintre ocupat și performant. Este foarte important. Dacă noi facem task-uri care ar trebui să fie făcute de altcineva, deci care ar fi trebuit să fie delegate, dar n-avem cui pentru că nu i-am crescut și pentru că e foarte greu să-i crești, da, în zona aceasta virtuală, dar nu trebuie să fie doar zonă virtuală, adică pot să am tot felul de, acum sunt tot felul de instrumente și putem vorbi despre asta, pe care le pot folosi în a face shadowing online. Poate să fie mai greu, întrebarea este cum pot să fac lucrurile mai ușor, ce ai putea tu să faci, ce poți să înveți tu autodidact, ce trebuie să-ți arăt eu pe online, punând share screen pe ecran și făcând lucruri împreună cu tine. Deci, pur și simplu, sunt modalități în funcție de fiecare business prin care lucrurile se pot învăța și virtual și din când în când zona de interacțiune în care chiar să faci shadowing fizic este o zonă importantă. Aș merge și mai departe pe zona aceasta soft și m-aș referi puțin la Lencionii, la modelul Lencionii, care se referă la echipele eficiente. Și Lencionii spune următorul lucru. Dacă nu există aceste 5 elemente în cadrul unei echipe, riscăm ca echipa să devină mai puțin eficientă și baza, vorbeai de încredere, Valentina, la început și am zis că o să mă refer puțin la asta, dar puțin într-o întâlnire de o oră și un sfert. Deci este zona de, baza echipelor eficiente este zona de building trust, da? Deci de a crea această încredere, de a lăsa oamenii să se poată exprima, apropo de exprimare și conexiune, fără a le fi frică de repercursiuni, a putea vorbi despre ceea ce îi apasă și despre ceea ce iubesc. Apoi este zona de conflict, care trebuie să se transforme, să poată să fie, o să vorbim mai târziu, conflictul este foarte important în echipă, este intriga și este ceea ce face lucrurile să fie interesante. Vorbim despre zona de commitment, da? De implicare și de buy-in. Vorbim despre această accountability pe care am anunțat-o și înainte, ați asuma responsabilitatea și abia la sfârșit, după tot ce toată această bază este construită, ajungem în zona de rezultat. Și aici aș face un chestionar împreună cu voi, cu ajutorul Biancăi. O să-l punem pe ecran să vedem unde vă găsiți voi în această zonă de eficiență a echipei. Bianca, poți tu să mă ajuți? Da, da. Se vede ok prima pagină? Da, foarte bine. O să vă invit să dați notele respective și în a doua pagină o să le centralizați. Scuză-mă, Bianca, mie nu mi-este clar unde dăm notele, o să fiecare separat? Da, sau... sunt 15 întrebări și vă puteți nota pe ceva, cum vă evaluați pe scala asta deasupra tabelului, cu 1, 2 sau 3. Pentru că apoi... Deci ne notăm numărul întrebării? Da. Apoi vom afișa doar pagina 2. Bine, mulțumesc. Deci vă las un pic să vă faceți această evaluare, dacă vreți. E un chestionar pe care îl puteți folosi și îl puteți da și echipei.
Rezultatele vă rămân vouă, deci fiți extrem de deschiși. O să vă rog când terminați să ne dați de știre care cum terminați, pentru că există și o pagină 2 de centralizare a rezultatelor. Vă văd încă lucrând, uitându-mă la videouri. Deci 3, 2 sau 1, în dreptul fiecarei afirmații. Eu declar că sunt gata. L-am făcut și eu ca să și eu pot evalua timing. Haideți atunci să trecem pe la pagina, putem să trecem la centralizare? Cornel, încă mai lucrezi? Te mai lăsăm un pic. Ok, uite, și Gabriela a scris ok și la mine, Valentina Dan, hai să vedem, mai scrieți-mi să vă văd, gata. Bun. Bianca, să trecem la... Mut pe pagina 2, da. Da, pagina de centralizare a rezultatelor. Niște matematică la ceas de seară. Un pic, da. Deci, cu alte cuvinte, la întrebarea numărul, la afirmația numărul 4, ce punctaj ați pus? 6, ce punctaj ați pus? 12, ce punctaj ați pus? Cât este în total? Și așa mai departe. Data viitoare îmi dați voie să facem un form în care să colaborăm toți și să iasă automat punctajele acestea? Da, m-am gândit la asta, da, da, răspunsul e da. Ideea era că nu știam cât e de relevant să le facem centralizat, știi? Da. Că fiecare s-a gândit la altă echipă și, mă rog, dacă am fi fost în cadrul unei companii și era aceeași echipă, Bogdan era, așa făceam. Mhm. Mă ofer voluntar să muncesc ca să facem acest form mai ușor de computat. Ești acceptat.
Mulțumesc! Noi mulțumim! Bun! Ați reușit? Încă să... nu? A, nu, gata, nu mai vorbesc. Vă las un pic, două minute. În loc să muncesc. Da. La fel o să vă rog să-mi scrieți când sunteți gata. Sunt cu ochii pe chat, să știu. Gata? Pot să dau și eu stop share când suntem toți gata, da? Sau mai putem las? Să dăm stop share? Putem? Cornel, tu ai terminat? M-am ghidat după tine, să știi. M-am uitat că ai camera deschisă și... Ok. Păi da, să trimit, nu știu ce să apăs ca să trimit. Nu trebuie să trimiți. Lasă-ți informația la tine și o analizăm foarte, foarte pe scurt. Pentru că veți obține un rezultat pe fiecare dintre disfuncții, da? Sunt aceste cinci disfuncții, și anume absența încrederii, teama de conflict în echipă, zona de lipsă de implicare, evitarea asumării responsabilității și lipsa de concentrare sau atenție pe rezultate, da? În funcție de cifra pe care ați obținut-o, acesta este nivelul de disfuncționalitate sau nu pe care îl resimțiți în echipa din care faceți parte acum. Este foarte interesant să faceți acest chestionar și acest exercițiu, exact cum spunea Bogdan, cu toată echipa, pentru a centraliza rezultatele și a vedea care este nivelul de funcționalitate sau de disfuncționalitate al echipei. Sunt niște rezultate extrem de relevante. Și așa cum vedeți și interpretarea de mai jos, dacă sunt scoruri între 8 și 9, nu există disfuncționalități în echipă relevante pe care să le adresați în acest moment și e bine, din când în când, când se întâmplă schimbări în echipă, să faceți această testare. Un scor 6-7 indică că anumite disfuncționalități pot fi o problemă și un scor între 3 și 5 este o indicație foarte clară că această disfuncționalitate ar trebui să fie adresată. O să opresc acum screening-ul făcut de Bianca și
Vă rog să-mi confirmați că vedeți ecranul. Vedem. Da, ok. Înseamnă că în acest moment voi veți putea să atribuiți către fiecare element din piramidă un scor. E scorul vostru, ok, nu este un scor centralizator, dar îl puteți face împreună cu echipa și puteți să vedeți care este zona de disfuncționalitate cu care ar trebui pe care ar trebui să o adresați. În cadrul cursului, eu nu o să stau acum, pentru că fiecare disfuncționalitate trebuie adresată diferit și prin instrumente specifice, însă am vrut să vă dau acest instrument de măsurare și putem să discutăm fără probleme cum, ce facem, da? În cazul în care apar aceste disfuncționalități. Sunt aspecte de lucrat în echipă, de team coach de echipă, sunt foarte multe lucruri pe care pot fi făcute pentru îmbunătățirea rezultatelor echipei. Dacă aveți întrebări până acum. Eu aș avea o întrebare, dar e o întrebare foarte, foarte complexă. Ia, te rog. Și cum putem adresa toate aceste disfuncționalități? Pentru că făcând acest test am identificat că, din punctul meu de vedere, suntem disfuncționali aproape peste tot. Ok, păi tocmai asta e o idee. Primul lucru, așa cum știe toată lumea, este zona de awareness. Hai să vedem, tu ai spus, am constatat, este o fotografie pe care o vei putea face împreună cu echipa și să vezi până la urmă unde sunteți. Și asta spuneam, că fiecare dintre ele se adresează specific și diferit, dar da, numai pe asta putem să avem o întâlnire relevantă și folosește-ne, da, ca să spun așa. Să putem lucra pe ele sau pe disfuncționalitățile care vi se par că sunt grave. Depinde cât sunt de grave. Ai disfuncționalități între 3 și 5? Nu. Am 5 și 6 și 8 și 7. Nu am. Okay. 5. Și de, Simona, cred că va trebui să refac din programul de MBA modulul cu tine. Te aștept cu drag. Ok. Bun. Eu am altă propunere. Deci eu am obținut un punctaj foarte bun la frica de conflicte, 9 puncte. Ori asta e una dintre principalele mele griji, conflictele din interiorul organizației. Cum dracu, și la test a rezultat că nu mi-e frică de conflictele interne. Ce notă ți-a ieșit mai exact, Cornel? 9. 9. Ok, nu este vorba că aici nu se măsoară dacă îți este frică sau nu ți este frică de conflicte, ci probabil că ție, fiindu-ți frică de conflicte, ești o persoană care ești atent să nu le generezi. Da? Dar faptul că nu le generezi în echipă poate să fie în sine o problemă. Pentru că o să vedem mai încolo că zona de a exista conflict în echipă, în condițiile în care acest conflict este constructiv, și este o dezbatere constructivă și funcțională de idei, dacă nu există, este o problemă, da? Dacă nu există acest conflict. Deci s-ar putea ca tu să fugi de conflict și să nu-l generezi tu, că tu te-ai evaluat pe tine. Acum, sau s-ar putea să nu vezi conflictele din echipă? Nu, eu m-am referit la, mie mi-e frică de conflictele din interiorul echipei mele. Din interiorul echipei. De conflictele mele împotriva echipei. Da, corect. Nu știu, trebuie văzut. Uite, asta este un lucru. A rezultat, da. Dar pe mine, da. E un lucru de discutat și haideți să vorbim după, dacă rămâi conectat, pentru că, da, sunt aspecte interesante de verificat. Sunt niște elemente de ineficiență care se pot vedea în comportamentul oamenilor noștri. N-aș sta foarte mult pe asta, dar le putem vedea. Fie că există o tendință de a acoperi toate task-urile și de a nu zice nu la nimic și de a prelua tot, fie că este, uite, îmi spune Bianca că nu mi-am deschis camera, scuzați-mă, vă rog, așa, fie că lasă totul, procrastinează și se apucă de ultimile lucruri, fie că nu-și are o claritate pe priorități,
fie că se apucă de una, se apucă de alta, dar nu livrează nimic. Toate acestea sunt, sunt elemente pe care le putem identifica în relația pe care o avem cu oamenii noștri și putem să acționăm asupra fiecare dintre ele. Dar primul lucru la care v-aș provoca să-l faceți ar fi să vedeți dacă aveți vreun astfel de sindrom voi în urma muncii atât de puternice și constante de acasă, pentru că remote work-ul poate să ducă la astfel de comportamente mai repede și mai puternic decât în zona asta virtuală. Da? V-aș ruga să mai îmi răspundeți la un poll. Și anume acesta. Aici am eu o observație, dacă îmi dai voie, Simona. În timp ce votezi, Bogdan. În timp ce votez, o să fac... Da. Am constatat că depinde foarte mult de nivelul de senioritate al celor de care discutăm. Din perspectiva pe care o am eu în momentul ăsta, după câteva luni de la distanță și închis și birou în urmă cu o lună, cei seniori sunt într-o creștere de productivitate, unii dintre ei chiar cu un procent de 20%. Mie mi-e greu să măsor, dar un procent mare. Deci seniorii sunt mai productivi. Cei care undeva navigau și erau în mijlocul, mă rog, performanței, sunt undeva cam tot acolo. Iar cei la început de drum au productivitatea scăzută major. Sau cei care la birou lucrau pentru că, na, erau într-o echipă să nu-i vadă ceilalți că ei nu lucrează când echipa performează. Și avem aceste provocări de a trage după noi, de a-i trage după noi pe cei care sunt la început de drum și care, cum într-un fel sau altul, în work from home sunt relax in work from home. Deci tu ce spui acum, Bogdan, este că la această întrebare tu ai și identificat populația și productivitatea legată de populația din cadrul echipei. Sunt cei foarte seniori, sunt cei juniori și sunt cei, așa cum i-ai împărțit tu, da? Asta spui. Da. Dar până la urmă, felul în care ne uităm la o echipă este la o eficiență, pentru că întotdeauna vom avea vârfuri, vom avea o medie și vom avea cei slab performanți. Ideea este care este politica noastră și care este cultura noastră organizațională, să nu lăsăm pe nimeni în urmă sau faptul, știi, depinde care ne este limbajul organizațional. Putem să spunem că 10% din oameni să pierzi pe drum este sănătos. Am auzit în foarte multe organizații această exprimare. Și atunci este genul de cultură organizațională care spune rămân doar cei performanți și rămân doar cei care pot să facă față la cerințele actuale. Și este o abordare. Putem să discutăm dacă e bună sau rea, dar este o abordare. O altă abordare este nu lăsăm pe nimeni în urmă, îi ajutăm să crească alături de noi și atunci te uiți la oricum o performanță media echipei și să vezi dacă a scăzut, a crescut și așa mai departe. Problema este că în mediul virtual sunt alte competențe pe care ar trebui să le dezvolți pentru a-ți menține performanța, pentru că dacă tu ești acasă, poate să fie senior sau junior, sau poate să fie și condițiile în care ești desfășoară activitatea. S-ar putea ca unii să aibă familia acasă și chiar să le fie imposibil să se concentreze și atunci trebuie să găsești soluții pentru acești oameni. Cum fac cu astfel de oameni, astfel încât productivitatea să crească? Iar cei seniori să fie cei care au și niște condiții altfel. Amintește-ți de acel triunghi despre care vorbeam, acea eroare fundamentală, în a face legătura greșit între comportament, personalitate și uităm de situație. Și nu știu acum în ce măsură avem această informație corectă cu privire la condițiile în care oamenii ăștia își desfășoară activitatea. În rest,
împărțirea aceasta, așa cum ai făcut-o tu, este foarte ok. Important este ce faci cu fiecare segment. Că segmentul ăla este performant, bun, ce fac? Pentru că este important în interacțiunea pe care o am cu oamenii mei să nu-i neglijez pe cei care sunt neperformanți, pentru că trebuie să le mențin starea acolo, ce fac cu cei mediu performanți și ce fac cu cei mai puțin performanți. Dar, în primul rând, trebuie să știu cum stau. Uh-huh. Da? Dacă am reușit să văd și, uite, din o să opresc polul acum, și ne uităm că a scăzut între 10 și 50, 17% dintre noi. Este quite a decrease, da? Ca să spunem așa. Dacă adunăm cele două, 30% dintre noi, vedem o scădere de productivitate în cadrul echipei. Și acum este foarte important de văzut ce anume eu ca manager pot să fac diferit sau în plus, astfel încât echipa mea să fie mult mai productivă. Și v-aș întoarce din nou la a vă uita la acele elemente, cele șase elemente despre care am vorbit. Poate să fie o problemă de productivitate dată de aspecte soft care nu mai merg bine la nivelul echipei și vă orientează și chestionarul pe care vi l-am dat cu privire la aceste nivele de disfuncționalitate care se pot întâlni în echipă și vă poate da faptul că ai identificat deja elemente de disfuncționalitate, cu siguranță că ele au un impact în performanța echipei și poți să o iei de aici. Mergând mai departe, întrebarea este: bun, avem aceste rezultate. Ce putem, cum se modifică rolul nostru ca manager în contextul actual atunci și ce trebuie să facem diferit începând de azi? Până aici aveți vreo concluzie din tot ceea ce am discutat? Ce ați putea face diferit? Eu am o concluzie, trebuie să fiu mai serios de aici încolo la ședințele online. Din păcate. Nici n-am ajuns la ședințe, stai așa să vezi că îți vorbesc despre ședințe în 2 minute, glumesc. Da, ok, trebuie să fiu mai serios. Se poate, pentru că e timp și energie, este foarte important să avem o persoană pozitivă și care să vină cu... dar nu uita de partea hard, da? Am vorbit despre partea soft și positivity este acolo, dar partea hard trebuie să fie și ea prezentă și unii dintre noi ne ducem prea mult pe hard și prea puțin pe soft și invers. Altceva ce puteți face diferit din ce am vorbit până acum? E ceva ce ați putea lua cu voi? Da, Bogdan. Te rog, Cornel, scuză-mă că te-am întrerupt. Cornel, aveai un al doilea lucru de făcut diferit? Da, să structurez mai bine întâlnirile, sau să pregătesc mult mai bine sau să clarific mult mai bine sarcinile, să definez mult mai bine echipele pentru diferite proiecte. Ok, păi uite aici aș veni în ajutorul tău, apropo de asta, o să trec un pic mai repede. Dacă ați putea să vedeți un film bun sau să participați la o ședință online, ce ați alege? Dacă fac un astfel de poll, da? Este interesant, abia aștept să văd ce alegeți. Între un film bun și o ședință, unde v-ați duce? Și pot de să ce? Închid pollingul ăsta, că se vede încă pe ecran. Da, da, sigur, da. Scuze, eu nu-l văd. Depinde de poziție. Cu toții am alege filmul bun, dar acum depinde. Dacă suntem într-o poziție mai inferioară, nu putem să spunem chiar tot ce gândim. Nu e vorba de a spune ce gândești, e vorba ce ai face, ce ai alege. Probabil că mulți dintre noi am alege filmul, dacă nu toți. Întrebarea interesantă e de ce. E de ce ai alege filmul, pentru că ședințele sunt plictisitoare. În cea mai mare măsură, cam astea sunt răspunsurile. Majoritatea ședințelor sunt plictisitoare și atunci rolul meu de manager este cum să le fac altfel. Și poate că e interesant să ne gândim că un film are o intrigă
și că nu întotdeauna această intrigă te ține incitat, să spunem. Poate că ne putem gândi ce înseamnă a avea o intrigă în cadrul ședinței. Poate că o ședință în care nu există dezbatere, apropo de conflictul acela despre care vorbeam, e conflictul pozitiv și dezbaterea pozitivă, o ședință în care vorbește doar managerul, o ședință în care cineva prezintă și nimeni nu mai interacționează, o ședință în care noi nu avem zona din... Da? Deci dacă aveți la disfuncționalități la partea de conflict, e interesant de văzut cum puteți să creșteți rolul acesta de intrigă. Apropo, Bogdan, cum poți să acționezi pe diverse și se acționează diferit. A zice că dacă ai pe zona asta de conflict un nivel jos și apare zona de disfuncționalitate, s-ar putea ca multe din ședințe în timpul lor oamenii să se uite la un Netflix sau să facă diverse alte lucruri. Este important să vedem cum să creăm acest interes. Da? Și pornind de aici foarte rapid, aș spune că orice întâlnire trebuie să se înscrie într-un context sau într-un de ce. Pornind de la niște obiective pe termen lung și avem apoi ședințe trimestriale care se împart în lunare, în săptămânare și în zilnice. În sensul că trebuie să le legăm puțin întâlnirile acestea, ne pierdem de multe ori, ne ducem la întâlniri și uităm scopul final pentru care le facem. Și aici este foarte interesant, avem tot așa în cadrul cursului posibilitatea să măsurăm comportamente, sunt patru comportamente manageriale, acțiune, proces, oameni și idei, pe care dacă nu le ai în cadrul echipei, s-ar putea ca în întâlnirile zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale pe care le aveți, să vă scape multe elemente importante pe care să nu le adresați. Dar să nu uităm zona asta, de ce ne întâlnim azi? Care este direcția spre care mergem? La ce ajută asta? Cu ce contribui în întâlnirea de azi? Spre ce mă îndrept și de ce anume se leagă ea? Da? Și dacă mergem mai departe în zona de structurarea unei ședințe eficiente sau cum anume aș putea eu să facilitez astfel de ședințe, de exemplu, dacă ne imaginăm că suntem într-o zi de luni, într-o zi de luni ar fi interesant să vedem ce este desenat aici cu auriu, da? Aceștia ar fi pașii. Deci, până la urmă, sunt niște pași pe care trebuie să-i urmăm în fiecare ședință. Și spuneam că prima este, mă rog, invitația pe mail care conține agenda, obiectivul, nu știu ce, este foarte important să știm despre ce vorbim și ce anume trebuie să pregătim și cine. Zona asta de motivare și conectare, v-am mai spus-o și o spun din nou, nu uita să începeți cu ea. Și spuneam glumind sau nu neapărat, poate să fie bancul zilei pentru că vrem să începem cu o notă bună, vrem ca oamenii să aibă această atitudine pozitivă, să se simtă bine în timpul unei întâlniri și nu trebuie să uităm de acest lucru. Și poate să facem prin rotație o persoană responsabilă în fiecare zi cu, nu știu, bancul zilei. Pasul 2 se referă la, înainte de raportare, pentru că am avut această întrebare legată de raportare, înainte de raportare ar trebui să avem o actualizare și revizuire a ceea ce măsurăm, a indicatorilor la care ne uităm, a înțelegerii oamenilor ce trebuie să livrez, când trebuie să livrez și ce înseamnă calitatea în livrarea respectivă. De multe ori noi le cerem oamenilor și îi monitorizăm înainte să fie claritate pe acest lucru și atunci această actualizare este importantă, ea spune că este, dacă vreți, critică, pentru că fiecare echipă la sfârșitul zilei ar trebui să aibă claritate pe niște măsurători de care ea este responsabilă și aceste măsurători să se ducă în dreptul fiecărui om din echipă și să înțeleagă acest lucru. Da? Dacă vorbim despre echipă de vânzări, poate să fie responsabilă de număr de clienți noi săptămâna asta sau... nu știu, de vânzările, de volumul de vânzări la care ne uităm zilnic și vrem să-l vedem că suntem cu 30% în urmă și vrem să vedem unde ajungem și ce se întâmplă. Numărul de prospecți noi, habar n-am ce anume ar fi interesant. Poate că o echipă de finanțe trebuie să se concentreze pe cash-ul pe care trebuie să-l obținem în firmă.
de la începutul fiecarei zile și să ne ducem cu informația către manageri pentru colectarea banilor din piață, a informa cât s-au colectat, cum stăm. De ce facem asta? Pentru fiecare trebuie să fie clar. Deci ce anume se așteaptă de la echipa noastră în această săptămână și pornind de aici în această zi. Da? Dacă mergem mai departe pe această zonă de, de pas 3, este foarte important să vedem ce s-a întâmplat cu această promisiune a zilei și cu task-urile stabilite ieri. Da? Deci de multe ori ne întâlnim și începem să discutăm alte subiecte în loc să începem prin a discuta, bun, ce am avut noi de livrat până azi și unde suntem. Începem cu altă analiză și cu alte task-uri fără să ne uităm unde suntem versus ceea ce am spus că facem. Da? Deci ce se întâmplă cu promisiunea zilei și cu task-urile stabilite ieri? Promisiunea zilei ar trebui să fie prioritatea numărul 1 pentru orice persoană pentru ziua respectivă, da? Mai ales dacă întâlnirile le facem zilnic, nu știu, le deschidem la ora 9. Ce faci tu azi? Da? Pe ce te concentrezi? Ce livrezi, care e standardul, cum măsurăm, da? Să fie foarte clar pentru oameni. Vă aduceți aminte că era vorba de context comun, de înțelegere, stabilire priorități și de înțelegere cine face ce. Pentru că de fiecare dată când stabilim aceste priorități ale zilei și task-urile din ziua respectivă, vom ști dacă le-am realizat sau nu când ne întâlnim a doua zi, da? Sau în întâlnirea următoare, dacă ne dăm două zile pentru a le face. Deci este foarte importantă această claritate. Zona de pas 4. Review-urile pe ideile zilei de ieri. Ce idee a avut fiecare persoană, idei care ar trebui să rămână în discuție și să fie decise, pentru că poate fiecare dintre noi să vină cu ceva de îmbunătățit. A trebuit să nu existe niciun fel de întâlnire în care să nu pui întrebarea cum putem să facem mai bine asta sau cum putem să facem diferit în sensul de mai bine asta. Pentru că în felul acesta creezi o zonă de concentrare permanentă spre îmbunătățire, spre a face ceva mai, ceva mai bun. Pasul acesta 5 este actualizarea progresului pe obiectivele săptămânii. Se stabilesc în întâlnirea zilnică din săptămână, de multe ori se stabilește lunea, de ce facem asta, este important pentru a focusa echipa pe săptămâna în curs și pentru ca oamenii să aibă claritate. Vedeți, acestea sunt toate componentele acelea de hard despre care discutam și care sunt foarte importante. Pentru a măsura, trebuie să ne asigurăm că oamenii au claritate pe ceea ce au de livrat sau pe ceea ce au de făcut. Sigur că un pas important, acest pas 6, este legat de planificarea, da? Stabilirea și asumarea sarcinilor individuale. Este important de a vedea ce îi revine fiecăruia, nu să nu vorbim doar în general ce are de făcut echipa, și spuneam să nu facem presupuneri, să nu presupunem că ar trebui să știe. Să ne asigurăm că fiecare a plecat cu o înțelegere, chiar dacă la sfârșit facem doar un tur de masă, în care vedem, ok, deci fiecare pe ce se concentrează săptămâna aceasta și ce avem de, și ce avem de livrat. Sigur că rămâne partea de motivare și conectare, despre care am tot vorbit, nu mai vreau să insist aici. Să le permitem să se exprime, să le permitem să vină cu idei de îmbunătățire și să nu uităm de zona aceasta de follow-up și de minuta a ședinței în care am scris tot ceea ce ar fi fost descris. Da? Și aici este, dacă vreți, o schemă de lucru, nu știu cum să o numesc, cred că este cel mai bine numită așa, o detaliere a aspectelor despre care v-am vorbit, despre acești pași, da? Și pe care vă invit să, mă rog, să-i luați în fotografia și să vă gândiți în ce măsură îi săriți sau nu îi săriți, în ce măsură faceți acești pași în echipa voastră sau nu, pentru că practic orice ședință are trei zone, zona de pregătire, de facilitare
și zona aceasta de, de follow-up. Dacă aveți întrebări până aici sau comentarii la ceea ce v-am spus sau lucruri pe care le vedeți altfel. Dacă nu... Mă aud cum... Eu te aud bine, nu știu. Bine. Vreau să înțeleg experiența ta. Plănuiesc că e o lucrare a ședinței pe care ai promovat-o și înainte de COVID și o promovezi și în continuare. Plănuiesc că timpii pe care îi alogi și structura ședinței cumva este diferită acum. Ai mult focus în zona de motivare și conectare, mai mult focus în zona de creare a legăturilor. Cum vezi tu acum? E o întrebare super bună, Bogdan, mulțumesc frumos. Aș fi sărit în a preciza. Toți acești pași sunt pași pe care îi urmărești oricând, înainte, cu virtual, cu nevirtual și așa mai departe. Ceea ce am observat în cazul echipei noastre, poate că este bine să vedeți fiecare dintre voi care sunt caracteristicile echipei, porniți la disfuncționalități și la ceea ce aveți de construit în cadrul echipei. În cazul nostru s-au schimbat foarte mult această zonă de, a trebuit să punem un accent mult mai mare pe zona de KPI specifice echipei și realizare sarcini individuale. Industria noastră a fost foarte lovită de zona aceasta de pandemie și indicatorii cu care am pornit la începutul anului nu au mai fost, au trebuit să fie regândiți și au trebuit să fie analizați periodic și transmiși periodic și discutați cu echipa. Nu am pus atât de mult accent înainte pe zona aceasta pentru că planificarea putea să se facă pe un termen mai lung și nu era nevoie, așa cum simțim azi, să facem această recalibrare sau reînțelegere, dacă vreți, nu găsesc cuvântul potrivit în momentul ăsta. Tractare. Da. Împreună cu echipa. Asta am simțit noi prin specificul business-ului respectiv. Și în afară de această particularitate de aliniere periodică cu privire la ce facem, care sunt task-urile, care sunt prioritățile și pe ce ne concentrăm, din cauza a ceea ce ți-am spus, și asta se întâmplă nu numai la nivelul echipei noastre, ci la nivelul tuturor echipelor din KPMG azi, într-adevăr, accentul foarte mare a fost pe zona de motivare și conectare, pentru că foarte mulți dintre oameni, gândiți-vă că la noi este zona de consultanță, era interacțiune permanentă în sfera umană, cu clientul, cu colegii pe proiecte și așa mai departe, a fost destul de greu primită de oameni. Și acestea au fost concentrările mele în această perioadă și ale noastre în general din toți acești pași. Poate că în alte organizații trebuie să vă concentrați pe altele. Aș risca sau v-aș provoca spunând, cred că toți trebuie să ne ducem pe zona asta de soft, mult mai mult decât am făcut-o până acum, pentru că este cea mai afectată, dar în cazul nostru era importantă și zona aceasta. Este deja 8 și un sfert și este ora la care aș fi vrut să închidem pentru că am avut alocate o oră și un sfert. M-aș opri aici. Ce aș mai fi vrut să abordez astăzi și e clar că nu mai am când, este ownership-ul la nivel de angajat și care ar fi niște metode prin care putem să creștem acest ownership. Aș vrea să vă spun doar două elemente sau trei aspecte legate de acest ownership și mă opresc aici pentru că nu mai permite timpul. Acestea sunt semnele unui job fără engagement, în care omul riscă să nu aibă sentimentul acesta de ownership
Și iarăși îl recomand pe Lencioni și această carte care mie mi s-a părut interesantă. Pe jobul respectiv omul nu simte relevanță, nu simte că are vreun impact și că aduce vreo contribuție, nu se simte vizibil, da? E anonim sau invizibil în fața celorlalți și nu își dă seama care este contribuția lui, da? Nu este zona aceasta de cuantificabil. Și atunci în întâlnirile pe care le avem cu oamenii noștri, pentru a crește zona asta de engagement, ar fi bine să ne asigurăm dacă există această relevanță, vizibilitate și partea cuantificabilă a jobului lor. Și aș închide cu un instrument de evaluare a nivelului de ownership, pe care vă invit să, mă rog, să-l fotografiați și să vă gândiți la el. Când vă gândiți la oamenii, la oamenii voștri din echipă, la oamenii cu care lucrați direct, vedeți în ce măsură răspundeți cu niciodată sau rar la întrebările de mai jos sau la afirmațiile de mai jos atunci când vă referiți la acel membru al echipei. Pentru că este o modalitate bună de a vedea dacă sunt semne deja în cadrul echipei, în rândul persoanelor care au nivelul de ownership scăzut și am văzut din ce elemente vine și pe ce elemente ar trebui să accelerăm pentru a-i crea acest element de ownership. M-aș opri aici, sper că a fost util, am făcut așa un galop. Am vrut prin această prezentare să vă dăm așa un flavor a ceea ce se întâmplă într-un program de executive MBA, la ceea ce am făcut eu aș adăuga studii de caz. Prima parte este o parte de transfer de noțiuni și concepte care durează această oră și un sfert și unde facem genul acesta de interacțiune, împărțire pe echipe, breakout room-uri, nu le-am făcut astăzi, însă le facem în cadrul cursurilor și avem studii de caz legate de zona aceasta de remote și de echipe care funcționează sau au niște disfuncționalități și așa mai departe și aici începem să lucrăm să vedem cum le abordăm. Deci a doua parte, dacă am fi fost în cadrul programului, ar fi fost această abordare a studiului de caz concret pentru a vedea pași de a ajuta o echipă să devină eficientă și în zona aceasta de remote. Mulțumim foarte mult, Simona. Asta aș fi vrut și eu să precizez, că astăzi am avut la dispoziție cu toții, că suntem după programul de lucru, o jumătate din timpul alocat unei sesiuni de curs și am abordat prima jumătate. În cealaltă jumătate, studiile de caz pe care le avem la absolut fiecare sesiune și de care absolvenții noștri își amintesc și după terminarea programului și mai deschid cărțile și mai fac referire la concluziile discuțiilor de la curs. Chiar astăzi discutând cu cineva, spunea, știi pentru ce vă recomandă lumea? Și am zis, cred că știu, zic, dar îmi face plăcere să aud într-o altă formulare direct de la cineva care dorește să se înscrie. Și mi-a spus așa, networking și content. Într-adevăr, avem o știință a networking-ului, pe lângă faptul că profesorii au o pregătire la Harvard Business School în această predare cu facilitare a intervențiilor venite de la participanți ca să le pună experiența în valoare și s-a văzut asta și cu Simona în această seară. Există multe posibilități de networking și online și așa cum a intervenit Bogdan în seara asta dornic să ne ajute cu o îmbunătățire, să știți că așa primim feedback mereu și la clasă. Totodată networking-ul se întâmplă mai ușor la clasă, așa că noi vom începe cursurile la final de octombrie, la clasă în principal și cu posibilitatea pentru cei care optează așa, poate pe anumite sesiuni să poată să participe și online. Și în încheiere aș vrea doar să mai spun că pentru cei prezenți astăzi în întâlnire și interesați să înceapă programul în acest an,
putem să oferim două burse parțiale pe un criteriu care s-ar numi diversitate, contribuție la diversitatea seriei pe care o avem în, la momentul acesta, și primul pas ar fi să primesc un CV și să avem o discuție pe biancarond@asebus.ro. Și acestea fiind spuse, cred că a fost o seară cu multă învățare, cu mai puține bancuri, că nu știam exact regula, dar o să fim mai bine pregătiți data viitoare. Noi vă mulțumim tuturor. Mulțumim, seara frumoasă și film plăcut. Mi-ar fi plăcut să ne și vedem la față. Data viitoare. Mulțumim, Simona. La revedere, mulțumesc și eu. Seara bună, mulțumim. Seara bună. Pa, pa, tuturor. Multe întrebări care, pe care le aveam pregătite și cu care te-aș fi provocat, dar cu altă ocazie o să fac acest lucru. Ne auzim. E un motiv bun să ne auzim. Mulțumesc, Simona. Mulțumesc, Bianca. Mulțumim, pa, pa. Seara bună tuturor. La revedere, seara bună. Bună seara, Simona. Dar bună! Pa, pa! Cornel, găsești butonul de plecare? Da, bă! Bâși, bâi, pe aici! Am înțeles. Ar trebui după atâta ședință.